cadrul unui hotel de lux din capitală, unde a avut loc o prezentare de modă glamour, le-am întâlnit pe două dintre cele mai cunoscute creatoare de modă, Romanița Iovan și Rita Mureșan. A fost un prilej excelent pentru a afla dacă românii stau bine la capitolul vestimentație, dar să o luăm încetişor cu începutul. Romanița Iovan a venit însoțită de logodnicul ei, Iulian Gogan, care arată ca scos din cutie. Românii sunt îmbrăcați bine, sunt îmbrăcați modest, îmbrăcați prost. Cum îi caracterizați ținuta vestimentară a populației de rând? Da, în primul rând mă refer la femei. Și eu dintotdeauna am zis că româncele noastre știu să se îmbrace. Indiferent de bugete, femeile noastre din România chiar știu să se îmbrace. Adică eu sunt foarte încântată de moda străzii, ca să zic așa. Bărbații, cum sunt îmbrăcați? Să știi că bărbații de multe ori sunt mai atenți la detalii. Eu de câte ori văd un bărbat, de exemplu, mă uit la încălțăminte, mă uit la mâini, mă uit la ceas. Deci adică cred că sunt niște elemente care spun mult despre un bărbat. Și pentru că tot vorbim despre bărbați, să discutăm despre fiul Romaniței, bărbat în devenire. Crește, are 11 ani și câteva luni, e la școală. Învață bine? Eu zic că învață bine, e la British School. La ce materie excelează? La matematică. Și la engleză, nu? La engleză, normal, că este ca și limba lui maternă, pentru că e la British School. Deci vă dați seama că e la British School de la 2 ani și 8 luni, de la creșă. Nu am știut. Da, deci e de 9 ani, adică mai mult de 9 ani. Ați pierdut o sarcină, doamne. Eu nu sunt genul ăsta să fac un capăt de țară pentru orice ni se întâmplă. Ați avea curajul să mai încercați să... E cazul. Stai puțin, că anul ăsta fac 54 de ani, adică despre ce vorbim? Poate sta vârsta în calea iubirii? Mai mult ca sigur nu, pentru că Romanița și iubitul ei, Iulian Gogan, se iubesc de 10 ani. Este foarte important să fim, cum să zic eu, în primul rând să ne respectăm unul pe altul, să ne iubim, nu în ultimul rând, să fim fideli, că este o chestiune esențială la noi, adică asta, fidelitatea la noi este foarte importantă, nu e așa, te joci cu lucrurile astea. Dar domnul avocat nu are... Deci domnul avocat este foarte fidel, adică imaginați-vă. Facem cunoștință cu Alexandra Popescu York, o creatoare de modă stabilită de 14 ani în America. Vi s-a întâmplat să, la New York mă refer, bineînțeles, să nas în vreun magazin, în vreun mall cu vreo vedetă internațională? Sigur, mereu, pentru că lucrez în New York City și mereu. Brooke Shields, chiar acum câteva luni la un vintage show, chiar am fost lângă ea, am vorbit cu ea, cu Madonna, cu foarte... Madonna? Da, cu Madonna pe stradă. Ce face Madonna? Foarte bine, să ține bine la vârsta ei. Era îmbrăcată bine sau...? Era îmbrăcată bine, era în blugi și cu decou și... Dar era îmbrăcată bine în sensul că arăta mult mai tânără decât este. A cerut un autograf Madonei? Nu am această plăcere să cer autografe, de obicei le dau. Să rămâne doamna York! La revedere, mi-a făcut mare plăcere. Goodbye, goodbye, goodbye my lady! Și pe curând! Dacă stai la taclale cu Rita Mureșan, riști să rămâi cu gura ca la dentist, adică deschisă. Dacă nu ar fi făcut Rocky, putea foarte ușor să croiască povești nemuritoare. Este și o perioadă de reculegere, pentru că suntem în Sfântul Post al Paștelui. Țineți postul întreg sau doar o anumită perioadă? Țin post suficient de mult. De obicei, când merg la un eveniment, nu țin post, dar în general țin post. Am o diplomă de ajutor de bucătar, mi-am luat-o în Thailanda, unde am fost vreo 3 săptămâni la școală, deci pot să mă angajez într-un restaurant. Mâncarea este iubire și cum mie îmi place să dăruiesc iubire și pozitivitate, dăruiesc și prin mâncare. Rita Mureșan nu are nicio emoție să vorbească despre kilogramele care s-au așezat în jurul șoldurilor. Spuneți-mi, vă rog, practicați sport? Mergeți la sport, la sală, la... Na, nu mi-a ieșit în viața asta. Și nu vă deranjează faptul că sunt comentarii pe marginea kilogramelor în plus? Sau... Ce să mai zic despre asta? Că ar trebui să-mi ocup prea multă energie și prea mult timp. Atâta timp cât eu fac lucruri frumoase și dăruiesc lumii din jurul meu doar lucruri frumoase și iubire și nu gândesc rău despre nimeni, înseamnă că îmi fac misiunea foarte bine pe pământ. Și câte kilograme aveți acum? Nu știu asta. Nici măcar nu mă cântăresc. Nu mă interesează. Există o tehnică în a comunica cu îngerii? Nu există o tehnică, există rugăciune.
Dar îngerii nu sunt făcuți să fie venerați, ei sunt doar mesagerii lui Dumnezeu. Ei sunt făcuți să ne susțină. Aveți un înger păzitor, doamna Rita Mureșan? Toți avem un înger păzitor, eu sper să am mai mulți. Seara vă rugați? Seara, da. Nu fiecare, seara de obicei eu fac iertările cu oamenii și locurile cu care m-am întâlnit în timpul zilei respective. Este foarte simplu, se numește Hoponopono, îmi pare rău, iartă-mă, te iert, mă iert, mulțumesc, te iubesc. Citiți din Biblie, doamnă? Din Biblie doar foarte rar și în general în timpul postului mai citesc psalmi, dar Biblia am citit-o la timpul potrivit. Eu mulțumesc foarte mult și mai am o singură întrebare, adică aș vrea să vă felicit pentru că aveți o dantură absolut impecabilă. Cum o întrețineți? O întrețin la Adriana. Mergeți des la stomatolog? Nu merg foarte des la stomatolog, la modul la care... Regulat mă refer. Dar regulat, da. Câte ori pe an? Păi de vreo 3-4 ori pe an. Nu fumați, deci nu aveți... Nu fumez. Nu fumez, nu beau cafea, beau alcool, dar de obicei vin alb sau vin roze, deci nu neapărat roșu. Haideți că nu sunteți chiar așa de plinuță, cum zice lumea. Da, păi știi că televizorul îngrașă, da. Și oricum, în general, hai să fim serioși, fiecare om... le știe pe ale sale. Bine, poți să vă pup? Da. Da, săruna. Te îmbrățișez. Ce parfum bun aveți, doamna Rita Mureșan, pe cuvântul meu. Da, mulțumesc, așa este. Sărut mine. Se numește tot Gabriel. Tot Gabriel, da? Și oricum nu s-a schimbat nimic în ceea ce privește bustul nostru generos și impresionant. Mi-a rămas. A rămas, e acolo. E la locul lui. Să se bucure cine are noroc. Cine merită? Nu știu la ce te referi, dar e ok. Mersi mult, sărut mine. Te-ai bucurat toată din iaură că m-ai luat în brațe. E adevărat.